Vești proaste pentru iubitorii orezului. Un nou studiu spune că cerealele rafinate și dulciurile sunt la fel de dăunătoare pentru sistemul cardiovascular. Studiul care a analizat obiceiurile alimentare și istoricul de sănătate al iranienilor afirmă că riscul de boală coronariană prematură adus de orezul alb este similar cu cel produs de zaharurile și uleiurile nesănătoase aflate în dulciuri. Studiul a urmărit un grup de 2500 de persoane, unele cu arterele normale și altele cu o boală coronariană. Fiecare participant a răspuns la un chestionar privind frecvența alimentelor pentru a determina cât de des au mâncat cereale integrale și rafinate. Cercetătorii au constatat că rata de incidență a bolii coronariene premature este mai mare la cei care consumă cereale procesate decât la cei care mănâncă cereale integrale. Cerealele sunt rafinate când sunt procesate într-o făină sau o mâncare, ceea ce le dă o textură mai fină și durată mai mare de conservare, dar elimină unii nutrienți cheie. Însă cerealele integrale, ca orezul brun, ovăzul și pâinea integrală, conțin întreg bobul. Cerealele rafinate sunt descompuse repede de organism, deoarece sunt lipsite de fibre, ceea ce provoacă după mese vârfuri ale nivelului de glucoză în sânge. Conform Centrului de Control al Bolilor, în timp glucoza ridicată poate afecta vasele de sânge și nervii care controlează inima și cauzează astfel formarea de plăci în interiorul vaselor. De aceea, pentru reducerea riscului de boli cardiovasculare, se recomandă o dietă cu multe legume, fructe, leguminoase, cereale integrale și pește. Relatează sfatul medicului.ro.